Bună dimineața! Vreau să vă arăt cornulețele mele cu cacao și cu alune. Și nu cu șoare. Bună dimineața! Astăzi o să vă arăt. I-am făcut deja aluatul la cornulețe, este cu cacao și ia uitați-le, acestea sunt cu cacao și cu alune, puteți pune și nuci și fistic și nucușoare. Rețeta la nuci o găsiți pe canalul meu de YouTube. Astăzi doar vi le arăt cât sunt de frumoase. Și la cornulețe, să vă spun ingredientele, aluatul ăla aici și să vă arăt cum le-am răsucit. Și pentru aluatul de cornulețe cu cacao, am pus 50 de grame de unt, două gălbenușuri, coajă de la lămâie, 50 de grame de zahăr, 10 grame de cacao, esență de rom și făină cât cuprinde. Aceasta este rețeta. Le amestecați bine, bine, bine pe toate, lăsați-o odihnit. Eu îl fac seara pentru a doua zi. Și o să avem nevoie de alune. Eu le-am măcinat împreună cu zahăr, cu o lingură de zahăr. La această compoziție 200 de grame de alune cu zahăr. Dacă vreți să le umpleți cu bucățele de ciocolată sau cu rahat, opțional cu rahat, cum vă place, și apoi le dăm prin zahăr pudră. Eu am să întind, să vă arăt cum întind foaia. Am să întind, am să pun o parte din alune pe masa de lucru și am să pun aluatul deasupra și am să-l întind împreună cu alunele. Ia uitați așa. Bună dimineața! Vedeți? Întind împreună cu alunele. Și o să întindem bine. Am să mă ridic în picioare ca să pot să întind. O să întindem aluatul bine și apoi o să-l tăiem. Ia uitați, îl întindem cu alunele. Rețeta la nuci, până dimineața, cornulețe cu alune, cu cacao și nucușoare. Ia uitați cum arată. La rețeta de aluat pentru cornulețe avem nevoie de 50 de grame de unt, două gălbenușuri, coaja de la o lămâie, un praf de sare, 50 de grame de zahăr, 10 grame de cacao, esență de rom și făină cât este nevoie ca să avem un aluat nici prea tare, dar nici prea moale. Acesta este aluatul. Este făcut cu o seară înainte. Am pus alune pe masa de lucru, alune măcinate cu zahăr. Am 200 de grame de alune cu o lingură două de zahăr. Am pus alunele pe foaie de hârtie și acum întindem. Întindem să facem cornulețe. Acum
apoi o să le tăiem. Am întins foaia. Acum o să presurăm deasupra, o să presurăm din alunele noastre. Și o să presurăm deasupra. Deci am pus alune și de desubt și deasupra o să pun. Alune puneți după preferință, cum vă place. Se fac foarte ușor. Și cu un capac, pur și simplu un capac, îl pun deasupra și am să tai. Încerc. Vedeți? Am pus un capac și am tăiat cercul. Surplusul îl dăm deoparte. Îl punem într-o parte aici. Și o să tăiem. Să facem triunghiuri. Bună dimineața, bună dimineața! Pentru cine dorește să pună și rahat, poate să adauge, să pună. Eu le fac simple. Sau am să tai acum bucățele de ciocolată și am să le pun în interior. Am să dau deoparte. Am să dau deoparte puțin. Și o să tai ciocolata. Am să tai ciocolata, să încercăm bucățele cât mai mărișoare. Așa. Și o să punem câte o bucățică pe fiecare sau puneți rahat, depinde ce vă place. Eu pun ciocolată, le puteți face și simple, fără. Acestea sunt cu ciocolată, acestea care le-am făcut dimineață. Sunt simple, sunt fără. Aici avem și nuci. Rețeta la nuci o găsiți pe canalul meu de YouTube. Rețeta la cornulețe am spus-o la începutul video și am să o scriu și în comentarii pentru cine dorește. Punem ciocolata tăiată și apoi răsucim. Le dăm la 170 de grade. Circa 15-20 de minute, depinde pentru că sunt destul de grosuțe. Ia uitați-le, cornulețele. Am pus și ciocolata, acum o să le răsucim.
O să dau deoparte fundul. Să ne facem loc. O să le răsucim încet. Ia uitați. Bună dimineața pentru cine a venit mai târziu. Cornulețe cu ciocolată și cu alune și cu cacao. Aluatul este făcut din cacao, cu cacao. Și avem nevoie pentru aluat de 50 de grame de unt, 2 gălbenușuri, coaja de la o lămâie, un praf de sare, 50 de grame de zahăr, 10 grame de cacao, esență de rom și făină cât este nevoie, ca să avem un aluat destul de nici prea tare, dar nici prea moale. Le răsucim și o să le punem într-o tavă. O să le punem una lângă cealaltă într-o tavă. Așa. Și apoi le dăm la cuptor. Aluatul este bine să fie odihnit. De aceea recomand să-l faceți seara. Și a doua zi, numai cât faceți cornulețele. Ia uitați. Și le punem în tavă. Răsucim. După cum vedeți, eu am pus și dedesubt, când am întins aluatul din alune, am pus alune măcinate cu zahăr, cu o lingură două de zahăr. Și apoi am pus aluatul și l-am întins împreună cu alunele. Am presurat alune și deasupra. Le puteți lăsa și simple, sau cum am făcut eu acum, să adăugați ciocolată. Ia uitați. Simple, bune. Și le dăm la cuptor. Le puteți face și fără cacao, doar normale, cornulețe normale. Bună ziua, Ana Maria! Mulțumesc mult, mulțumesc mult de apreciere, mulțumesc! Sunt foarte bune, să le încercați! Cornulețe bune, bune. Ia uitați. Sunt aproape gata de dat la cuptor. Întoarcem ca să putem rula. Bună ziua, bună ziua, cornulețe cu cacao și cu alune, pentru cine a venit mai târziu, umplute cu ciocolată, sau le puteți face și simple, sau le puteți umple și cu rahat, după gustul fiecăruia. Și pentru aluat avem nevoie de 50 de grame de unt, 2 gălbenușuri, coajă de la o lămâie, un praf de sare, 50 de grame de zahăr, 10 grame de cacao, esență de rom și făină cât cuprinde, ca să fie un aluat nici prea tare, dar nici prea moale. Potrivit. Ia uitați. Să strângem de aici și să dăm deoparte. Cornulețe. Acum o să le dau la cuptor la 170 de grade, 15-20 de minute, depinde de cuptorul fiecăruia. Și după ce s-au copt, o să le dăm prin zahăr pudră. Eu am pregătit deja zahărul. Le dăm prin zahăr pudră și arată așa. Acestea nu sunt umplute, sunt doar cu alune.
Acestea făcute acum le-am umplut cu ciocolată. Eu am mai făcut sâmbătă și nucușoare. Noi le facem mereu pentru că sunt foarte bune. Biscuiți umpluți. Forsecurile noastre bune. Și rețeta la nuci o găsiți pe canalul meu de YouTube. Am să las linkul și în comentarii pentru cine dorește. Și rețeta am să o scriu la aluat. Să desfac un cornuleț. Acestea sunt simple. Ia uitați. Sunt cu alune și cu... Aluatul este cu cacao. Sunt simple, simple. Ia uitați. Sunt pline cu alune. Se vede? Sunt bune. Acestea sunt, am să le dau acum la cuptor, sunt cu ciocolată, cu bucățele de ciocolată. Puteți pune și rahat în interior. Nucușoarele în interior sunt așa. Am desfăcut una ca să vedeți cum arată în interior. Tot la fel, crema este cu nuci. Acestea acum am să dau la cuptor. O să ne vedem și după amiază, am să intru puțin în direct. Să vi le arăt și pe cese cu ciocolată când sunt gata. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine în această dimineață. Vă doresc o zi frumoasă tuturor. Multă sănătate. Și o săptămână minunată. Un început de săptămână frumos și cu spor la toată lumea. Astăzi îmi fac vaccinul. La prânz sunt programată pentru vaccin. Vă pup dulce pe toți. O zi frumoasă tuturor. La revedere! O zi frumoasă! La revedere, Ana Maria. Mulțumesc și eu frumos că ai fost alături de mine. O zi frumoasă! Multă sănătate! O zi frumoasă și multă sănătate tuturor! La revedere! Vă pup pe toți! O zi frumoasă!